Dragii mei, râdem, glumim. Pentru acești 6 metri pătrați, sau 10, hai să zicem 10 metri pătrați, pentru acești 10 metri pătrați, pentru biroul ăsta, pentru cafeluța asta și pentru scaunul ăsta, pentru jilțul ăsta, se bat 3 oameni din această clădire. E anul acesta ceva de nedescris. N-ați văzut așa ceva. Astăzi suntem, dragilor, într-o comună unde orgoliu și dorința de... Da? E mare. Urmăriți materialul și la sfârșit neapărat cu comentariu, pentru că e obligatoriu. Și un subscribe și un like pe pagina de Facebook și de subscribe pe YouTube. Obligatoriu. Urmăriți, vă rog, materialul. Nu de alta, dar cât termină de băut cafeaua, dumneavoastră rezolvați povestea și la sfârșit vedem despre ce e vorba. Dragii mei, ca să poți ajunge acolo, la lemnul ăla, trebuie să pornești de la lemnul ăsta. În această prea frumoasă zi, pe coclaurile din comuna Râșca, în aplauzele cocoșilor și cățeilor, cu domnul Ionuț Andrica. Bine ați venit! Hristos înviat! Ce faceți? Adevărat înviat! Ce să facem? M-ați scoat plimbat! Alergăm! Alergați! Munca de teren! Ce avem aici? Aici avem un pod. Din lemn. Podeț. Chiar, nu, pod, chiar cu toate că ăștia la Milișoți, două ori mai mari, îl fac de vreo 5 ani. Dai bună, lăsați. Am început cumva din capătul satului Slătioara. Da. Ne aflăm pe o zonă frumoasă, a comunei Râșca. E frumoasă cu spun, într-adevăr. O adevărată bogăție aici. Deci am început de la Slătioara. Aici am început un proiect cu drumuri și poduri pe calamități. Am avut o barieră în momentul în care am ajuns la aceste poduri din lemn. Nu erau nici măcar în inventarul comunei, să nu mai vorbim de intabulare. Nimic. Încet, încet, a dat bunul Dumnezeu, le-am intabulat, le-am băgat în inventar și am început proiectarea. Cu ajutorul bunului Dumnezeu le-am depus pe situații de urgență, pe CNI. Este un proiect cu o valoare de 9 milioane de euro. Foarte mulți bani pentru... Câte podețe de genul ăsta? 9 podețe de genul ăsta. Și nu sper. Cumpri 1 milion de euro podețul? Nu, dar mai avem și 3 km de asfalt. Pe aici va veni totul asfaltat. Avem gardioane. Le dați să asfalt la oameni? Dar cum să nu le dăm? Asfaltul este cel mai dorit în comuna Râșca. Avem 47 de km de drum neasfaltat. Comunal. Da. Aoleu, și ce faceți? Când le asfaltați? Asfaltăm. Până aici am venit pe asfalt, o bucată bună. Adică... Am venit, a fost drumul județean. Drumul județean. De ce n-ați asfaltat până acum? Nu au fost bani sau ce nu? Nu au fost bani, dar eu sunt primar abia de 3 ani și jumătate. Nu... Și proiecte în derulare au fost cam puține. Gândiți-vă că nu am avut intabulări, să nu mai vorbim de proiecte, da? Nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau să dau în nimeni, dar asta am găsit în comuna Râșca. Dar, cum v-am zis, acest drum și podurile sunt depuse pe CNI, au intrat la finanțare și se lucrează la proiectul tehnic. În 2 luni de zile ar trebui să fie gata proiectul tehnic și urmează licitația. E un proiect foarte frumos, un proiect la care s-a muncit foarte mult. Și sperăm să-l, într-un an, în 2 ani de zile, să fie totul finalizat. De ce este valoarea așa de mare a acestui proiect? Pentru că avem foarte multe și diguri. Da. Acest pârâu, apărări de maluri, da. Acest pârâu pare acum mititel, dar când vine viitura... Nu pare el chiar foarte micuț, că cine nu înțelege ce se întâmplă. Când vine viitura, vine. Și ia tot. Da, și ia tot. Am înțeles. O să mergem și să ne oprim, dacă tot am început de la Slătioara, să ne oprim un pic. Avem un cămin cultural care a fost început de vreo 16 ani. Acum mergem? Da, o să mergem. De aici o să mergem acolo. Doamna Daniela, oprește aici, mergem la cămin cultural. Dar nu înainte să fac, cum se cheamă asta, testul de rezistență. Domnul primar, țineți-o pe... Aveți grijă. Treci cu camionul pe aici, bănuiesc. Da, și cu lemne, da. Și cu lemne, dacă... Mergem la căminul cultural să vedem despre ce e vorba.
Ce avem aici, domnul primar? Aici avem căminul cultural, despre care vorbeam început de vreo 16 ani. 16 ani? Da. Da, 16 ani. Deci dumneavoastră l-ați prins început. Da, da, da. Și neterminat. Început și neterminat. Un proiect tot prin CNI, da. Compania Națională de Investiții. Anul ăsta sperăm să fie finalizat. Practic, până în toamnă ar trebui să fie finalizat. În dotare cu tot cu mobilier, cu aparatură. 16 ani. De 16 ani, da. 16. L-au prins... două generații de prindeam revoluția, da. Acolo. Și se lucrează astăzi fiind sărbătoare. Dar trebuie să spunem că filmăm de Sfântul Constantin și Elena și azi e sărbătoare mare. Numai noi muncim. Atât. Nu avem ce face, dar noi muncim tot timpul. Din plăcere. Și aici ce mai faceți? Și aici facem un teren de sport. Da. Pentru copii. Avem o școală lângă cămin, da. Practic aici va veni o parcare mare. Și frații Dedeman sunt din Bogdănești, de la noi din zona. Pavel, frații Pavel? Frații Pavel, da. Ne sponsorizează un teren de sport sintetic, cu nocturnă, cu... Acișile? Aici. Aici va fi un teren de sport. Ce înseamnă să ai oameni vrednici în comună. Doamna Daniela, ce părere ai tu de treaba asta? Au venit băieții la DDM, zic, ce să fie? Un ceva frumos de Champions League. Oameni cu suflet. Da. Uitați ce zonă frumoasă. Și păcat... În 2024, da. Nu am avut un teren de sport. Primul teren de sport am pățit, doamna Daniela. Spuneți, domnule. Primul teren de sport l-am finalizat anul trecut la școala gimnazială Râșca. Sintetic. A fost un șoc pentru mine când au intrat copiii pe teren. De ce? Pupau gazonul. Deci, gazonul, pupau tartanul. Se învârteau pe acel teren, așa o bucurie, m-au emoționat. Până la lacrimi, vă spun sincer. Dar asta este. Și cine am gândit? Haideți să... Am vorbit cu frații Dedeman, au fost de acord, ne-au mai sponsorizat un teren și încet, încet să facem, să intrăm și noi în rând cu lumea. Cu lumea bună. Alții au... Alții vorbesc de... Buja la răburi, din ole. N-am vrut noi să spun eu. Da. Noi vorbim de un teren. Să dea Dumnezeu sănătate, frate, o pabă. Și de acest teren. Mai avem o sală de sport depusă pe CNI. Poate dă domnul și intră și aia la finanțare. Cum se numește domnul care trebuie să dea? Dragoș. Dragoș. Domnul Dragoș Pavel. Nu, că a spus că poate dă domnul și intră la finanțare. Domnul, un domnul care... Domnul de sus, da. Mai mergem undeva, domnul primar? Mai mergem. Doamna Daniela, să dea sănătate fraților Pavel pentru gestul ăsta. Mergem în punctul 3 al emisiunii noastre. Da. Mulțumesc. Și am ajuns aici, domnul primar. La ce am ajuns aici? Asta ce e? Canalizare? Nu. Aici am schimbat o traversare, da, s-a schimbat și traversarea, avem vreo 4 subtraversări. Se lucrează la un drum comunal, aici suntem pe un drum comunal, e aproape 1 kilometru de asfalt din buget local. Mai scădem din aia 47 de kilometri, o 40 vă mai rămân. Vreo 45, da. 10 km pe an mai aveți de făcut de acum înainte. Da. Aveți? Da. Nu știu cum spuneți. Aoleu, ce moștenire ați avut, dar nu mai zic nimic. Na, am avut, dacă ar fi fost doar drumurile, dar pe lângă drumuri ne-am apucat și de altele. Ce investiții mai aveți acum în derulare sau ce vă propuneți pentru următorii 4 ani? Avem în derulare proiectul de apă, suntem în licitație cu proiectul de apă. Avem canalizare, avem gaz metan, semnat contractul de gaz metan. Da. Vreți gaz metan la oameni? Da. Nu vreți înțeles? Da. Am semnat contractul de finanțare, se lucrează la proiect, la proiectul tehnic. Așa, avem extinderi de iluminat, avem un parc fotovoltaic care este aprobat și la undeva în zona Dumbrăveniului, va fi, deci nu vom mai plăti în scurt timp iluminatul public. Ce ține de instituții, primărie, școli, dispensare, da, da, toate. Avem o capacitate unde le-am introdus pe toate. Așa. Investiții, avem iluminatul public, un sistem inteligent cu o valoare de 2 milioane, la care avem acum un an de zile de când
au făcut contestații și tot contestații și suntem în contestații de un an de zile, dar o să fie bine. Capul sus piept înainte, nu? Da. Avem în lucru, în zona mănăstirii Râșca, iluminatul public și acolo e vreun kilometru și ceva de iluminat, o valoare de 1 milion. Eu a fost o valoare mai mică acolo de 1 milion. O școală de la Dumbrăveni în reabilitare, îi depus proiectul pe PNRR, sediul de primărie depus proiect pe PNRR, un nou sediu vis-a-vis de școală al primăriei se depus pe CNI. Așa. Păi vă faceți două sedii de primărie? Că la reabilităm de la Vale, că ce va fi acolo? Vechi, nu știu, cu siguranță nu avem nici biblioteca unde, că își are sediu în Căminul Cultural și cum să merge spre viitor, cred că o să fie evidența populației. Să mutați acolo. Da, da, nu, serviciu de evidență. Nu, nu, așa. Deci v-ar mai trebui cam vreo 5 mandate de aici înainte ca să faceți toate astea. Barem unul, două. Bani mi-ar trebui. Bani, Matei, bani Andrei, de la guvern. Noi la asta ne rugăm să ne dea guvernul. La bani. Domnul guvern. La domnul era. Guvern. Dacă drag. Ei vor fi mai îngăduitori. Am reabilitat un dispensar. Erau, ce era așa acolo? Am adus un medic stomatolog. Acum se mută farmacia undeva tot în sediu dispensarului. Că, să fie la un loc. Așa, doi medici de familie. E de trăit aici la dumneavoastră, începe să suni o civilizație. Încet, încet, așa sperăm să se întoarcă și tineri. Toată lumea zice că nu vin tineri, nu vin investitori. Păi, na, până la urmă și investitori au și ei dreptatea lor. Cum să vii dacă nu ai un metru de apă, nu ai un metru de canal, nu ai un metru de gaz, drumuri pauză. Sunt cum sunt și vrem investitori. Și ține din noi ca și UAT să aducem aceste lucruri, apa, utilitățile, canal, utilitățile, drumul, dar ar trebui și investitori din comună. Fiecare ar trebui să pună mână. Băi, vreau și eu să fac o pensiune, unul vrea să facă o fabricuță. Noi sprijinim, ce ține din noi. Dar ca și primar nu poți să faci toate lucrurile astea, să le faci tu de unul singur. De judecat ne judecă lumea, dar... Ce să facem? Mergem înainte, capul sus, suntem puternici. Și n-aveți înapoi podul rupt. Ați văzut, dar nu era rupt, era făcut, nu era. Mulțumesc frumos, domnul Andreica, am să vă iau la valiera. Dragilor, acesta este Ionuț Andreica, omul de la Râșca. E drept că am nimerit într-o zi de sărbătoare de Sfântul Constantin și Elena când am filmat aici, dar auziți un pic deranjul din urmă. O să și mor, cum spun autorii necunoscuți. Dragii mei, Ionuț Andreica. Dacă vă place de el, știți ce aveți de făcut pe 9 iunie. Dacă nu vă place de el, repejor în comentarii, acolo dezbaterea e aprinsă până pe 9 iunie, după care nu mai are rost. Vă mulțumesc frumos de aici, din frumusețea asta. Doamna Daniela, hai pe partea asta alaltă, doamna Daniela, ca să nu arătăm oamenii lucrare, deși și asta e o frumusețe, asta va fi frumusețea, vă încolo. Auzi aici un pic, te duc aici la concert. Sus inimile, dragilor!